filmează, luăm așa niște cadre șmechere. Îți dai seama, cred că se vede tot, 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 știi? E primul vlog 360, vă închipuiți că eu n-am prima oară când fac vlog, uite, vezi? Ce tare, deci dacă voi, dacă vreți, o țin așa, vreți să acopăr ceva, îmi vedeți pantalonii tot. Uite, rupți aici, cred că dacă voi, dacă dați în spate, nu știu. Zici ceva? Da. Da. Ce să zic? Mă vedeți oricum și pe mine și pe Florentin în același loc, puteți să comutați și probabil nu vă uitați la mine. Ia. Perfect! Facem un am-n-am în mașină. Dacă vedeți, puteți să încercuiți pe aici, că este un 360, primul meu video 360 într-un BMW M4 Cabrio, absolut sublim. Avem aici un BMW M4 Cabrio, bineînțeles, avem aici de la Rompetrol FX, cea mai tare benzină, pentru că am fost până la Constanța, după cum ați văzut și cadrele frumoase, o să vi le arătăm absolut genial. Pornim mașina, ia să vedem, suntem aici cu Radu și facem și un am-n-am în mașină, ia să vedem, pac, 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 ia. Fuh, nu știu dacă voi, la voi s-aude sunetul. Doamne ajută să se audă sunetul. Radu pregătește aici întrebările pentru am-n-am în mașină într-un BMW. Ia să vedem, fac mai întâi asta, îi dăm drumul și după aia punem direct, da? Da. Avem și GPS-ul. Hai că începem cu prima întrebare. Am-n-am condus o mașină mai scumpă decât o casă. Bă, dar ce avem noi aici? Păi ce avem noi aici? Mașina asta costă 120.000 de euro aproximativ. Deci vă închipuiți că e mama mea. Deci trebuia să am și o pancardă de aia cu am-n-am. Deci da, practic da. Am! Da, și eu am tot în aceeași circunstanță ca și Florentin. E bine. Am-n-am condus o căruță. Am-n-am condus o căruță. O căruță, da. Știi, când eram la țară conduceam căruță, știi? Da, și eu am mers cu bunicul. Avea un cal mare din ăla de munte, știi? De munte? Da, ai văzut vreodată cai din ăia alb? Alb nu. Bă, hai de viața mea, frumos tare. Oricum, dar da, am condus căruțe. Și eu, și eu. Bun, hai să ieșim frumos. Ia să vedem. Ieșim pe autostrada soarelui. N-am făcut box când eram mic. Am făcut, nu știu, a vrut tata și mama să mă dea la karate, știi? Serios? Da, dar nu m-am dus pentru că mi-era frică să nu-mi iau bătaie. Bună, deci, bună. Da, deci... Băi... N-am fost, dar am făcut după aia la 18 ani karate. Dar când eram mic n-am făcut nici box, nici karate. Tu? Eu n-am fost, dar întotdeauna mi-am dorit. Deci întotdeauna, și le-am spus părinților mei că vreau să merg și nu m-au lăsat. Eu zic, bă, las, nu e de tine. Dar după aia m-a apucat pe mine nebunia și am început să fac așa, singur box, mai dau la sac, să mai doar atât. Deci când eram mai mare. N-am fugit de un controlor pentru că m-a prins fără bilet. Da. Mamă, serios? Da, eram tot așa la București. N-aveam bilet, ne-a prins controlorul. Eu mă dădeam drept englez, știi? Ziceam, hello, I don't understand, știi? Și ăla habar n-avea ce zic, știi? Noi eram cu încă doi. Deci am coborât din autobuz. Eu m-am dus, băi, direct la fugă am luat-o, știi? Și aia, puc, după noi, pac, pac, pac. Deci da, am fugit. Ce tare. Nu faceți așa ceva în viața voastră. Nu faceți. Eu n-am fugit niciodată. Dar, în schimb, m-a prins controlorul fără bilet. Când am venit prima dată în București și spre surprinderea mea, o doamnă mi-a împrumutat 50 de lei să plătesc amenda, pentru că în momentul ăla n-aveam decât pe card și am rămas șocat de atunci. Am vrut să-i dau bani înapoi acelei doamne, dar n-am vrut și am rămas șocat și acum, nu știu cum de... Adică există și oameni buni care fac fapte de Dumnezeu, știi? Ok. N-am plâns la filme ca o fetiță. Da, cred că da, dar nu mai țin minte. Da, am plâns. Da, și eu. Da, și acum plâng dacă e ceva. Dacă văd un film emoționant, plâng. Da, acum. Și eu la fel. Da. N-am modificat notele din carnet. Asta, ai făcut asta? Și tu n-ai făcut niciodată chestia asta? Nu. Doamne, de câte ori le modificam? În loc de 6, treceam 8. În loc de 5, treceam 6. Serios? Mamă, da, și eu îmi puneam numai notele mari în carnet. Aveam numai 90, fincă, 90. Fincă. Nu, eu n-am făcut asta pentru fiecare notă mică, luam bătaie când era mai mică. Bine, după aia se afla, îți dai seama, și luam și o bătaie. Hai, la următoarea, n-am vândut lucrurile colegului de bancă. Ce penale asta? Să vinzi lucrurile? N-am vândut, doar am...
cumpăram mâncare de la ei. Da? Da. Le luam pixurile. Da? Da. Și le vindeai? Nu le vindeam, nu, îți dai seama, le foloseam eu, că eram un drăgostit de pixuri, da. Ah, ok. N-am cerut voie la baie ca să nu asculte. Eu ceream voie la baie înainte să se sune. Serios? Da, înainte să se sune, ca să nu mă asculte, știi, cu un aminte cu vreo 10-15 minute. Băi, și... și după aia stăteam la baie, mă întorceam când se sună. Ah, un minut înainte tot să sune. Cu în afară, cu tot... Nu, eram în timpul orei, știi, ah, și să mă întorceam înainte să sune. Deci, da, într-un fel. Eu nu, n-am ce. N-am fost îndrăgostit de un profesor. Când eram în clasa a treia sau a patra, îmi plăcea de profesoară, dar după aia când m-a prins că am copiat, nu mai îmi plăcea. Serios vorbesc? S-a tot luat de mine, știi? Mi-a pus 3 sau 4, nu mai știu, e insuficient cum era atunci, știi? Da. Nu mai îmi plăcea după aia. Și eu eram îndrăgostit de o profesoară când eram tot așa în clasa a treia și era o profesoară care era la clasele 5-8. Dar mai venea și o vedeam pe hol. Vai, dar mi-a trecut repede că am intrat în 5-8 și eu și... Am jucat cărți pe dezbrăcate. Niciodată. N-ai jucat cărți pe dezbrăcate? Nu, ai jucat? Da, mă duceam în tabere din astea pe clasa 5-6. Ia uite, la 5-6 pe dezbrăcate. Păi da, pe dezbrăcat, dar era copilărie, îți dai seama că ne dezbrăcam de tricou și aia era, dar nu... Deja când îți dădeai numai, îți ridicai așa puțin mâneca, da, ce... Da, erau jocuri din alea de copii, n-ai, îți dai seama. Dar jucai, voiai să joci. N-am avut un cățel dansator de zumba. De ce? De zumba? Cățel dansator de zumba? N-am avut căței mei, erau... Da, și acum dansează la mine, dansează în capul meu. Doamne, da. Căței. Da. N-am îmbrăcat haine de femeie. Bă, nu mai țin minte. Dar da. Și eu, da, da. Nu mai țin minte exact circunstanțele. Și tocuri. Eram sublim, da. Eram. Și eu am încercat pentru că eram curios cum poate să meargă o femeie pe tocuri. Bă. Și cât de greu e și am zis că trebuie să încerc neapărat. Greu, am încercat. Tare. Greu să merg pe tocuri. N-am fost la o benzinărie și am uitat să plătesc. Nu, niciodată. Tocmai ne-am întors de la benzinăria Rompetrol, bineînțeles. Cea mai bună benzină. Cu Rompetrol mergi departe, că tocmai am fost la Constanța. Dar nu, niciodată nu s-a întâmplat chestia asta. Plătiți înainte să luați. Deci, Rompetrol, forță! Că dacă tot am fost la mare acum cu Rompetrol, ba, 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 cu BMW-ul M4 Cabrio, sublim. 450 de cai, nebunie. Deci, da, nici eu n-am uitat să plătesc. N-am uitat să plătesc, am plătit înainte să mergem. Full! Am făcut un full. Ăla e. N-am fost păcălit să cumpăr ceva prost și scump. Știi reclamele alea? Ieftin și bun. Nu există așa ceva. Deci, da, am fost de multe ori la telefoane, la din astea, știi? Da, da. Tot timpul primești oferte și da. Da. Și eu am fost. N-am căutat bani pe jos. Să cauți bani pe jos, cred că e cel mai mare sport. Da. Am căutat o grămadă. Deci când vezi 5 lei pe jos, ia-ți banii tăi, da, la norocul tău. Ăla e noroc, dar să cauți tu la propriu, să te uiți. Da? Da, eu mereu când merg pe stradă, câteodată mă uit mai mult pe jos decât pe sus, știi? Dar e bine să te uiți pe sus, să nu cadă ceva din cer, știi? Așa se zice, da, serios vorbesc, dar eu mereu mă uit, bă, poate găsești ceva mișto pe jos, știi? Uh-huh. N-am plecat fără a ști unde. A, deci gen să plec așa unde vreau eu, da, la destinație. Să te duci la... Oricând treci și m-am dus. Da. Bă, nu, dar aș vrea. Eu n-am plecat chiar așa, fără să știu unde, dar am fost, am avut o experiență asta în care am plecat spontan. Am zis că gata, azi plec la Oradea și am plecat. Mișto. Da, chiar așa a fost foarte mișto. Spontan, astea spontane. Da. N-am plecat în vacanță fără bani. Da. Am fost în vacanță fără bani, de exemplu, am fost tot așa, când eram în Italia, de dansam, n-am avut niciun bar în portofel, direct ne-am pus să dansăm, știi, ți-am mai explicat și asta. Direct m-am întors cu niciun ban, dar am făcut bani, am cheltuit, dar după aia m-am întors fără niciun ban. Deci da, se poate să plece în vacanță fără bani. N-am plecat chiar fără bani, nicăieri până acum, nici n-am plecat în foarte multe locuri, da? N-am plecat. Adică da. ceva aveam. N-am scris pe o mașină: spală-mă!
Da, crezi că nu mai spală, mă, scriam o grămadă de prostii. Da, și eu, și eu. Cel puțin spală, mă, n-ai cum. Mereu, mereu am scris pe câte o mașină de asta care era murdară. Îți părea foarte funny. Da. Acum nu mai scriu, dar e tot amuzant, dacă văd. Da, da, astea au fost întrebările. Atâta? Da. Aoleu! Cam asta a fost întrebările. Am neam în mașină! Primul am neam în... Nu știu, da, primul am neam în mașină pe care l-am făcut eu vreodată în stil 360. Deci, prea belea. Da. Prea belea. Dați un mare like dacă mai vreți astfel de episoade. Neapărat, neapărat, mulțumim celor de la Rompetrol FX și, bineînțeles, ne vedem în continuare cu daily vlog-ul, nu? Da. Continuăm, conducem și aia e, boss!